Șeful statului în exercițiu și candidatul independent la funcția de președinte al Moldovei, Igor Dodon, și-a început astăzi în forță campania electorală pentru turul 2 al scrutinului prezidențial, care va avea loc pe 15 noiembrie. Într-o ieșire la presă, Dodon și-a prezentat principalele obiective pentru al doilea mandat, făcând de această dată comparații între sine și contracandidata sa, Maia Sandu, și scoțând în evidență zecile de probleme grave cu care se va confrunta Moldova în cazul unei victorii a reprezentantului PAS potrivit acestuia. Mai exact, Igor Dodon a subliniat care vor fi consecințele pandemiei de COVID. Dar ce a făcut oare Maia Sandu pentru medici? Ce a făcut guvernul Maia Sandu pentru a pregăti țara de această pandemie și de această situație dificilă? În afară de continuarea optimizării spitalelor și multiple licitații care au dus la ceea că nu avem medicamente când am intrat în pandemie. Noi vom gestiona situația așa cum este. Dar eu sunt fer convins că Maia Sandu va lua exemplu de la țările UE și va închide total țara și agenții economici și din nou școlile și grădinițele. Pe perioada de pandemie. De asemenea, acesta a făcut referire și la faptul că dacă va pierde, bătrânii nu-și vor mai primi pensiile și ajutoarele de care s-au bucurat în ultimii ani. Toate că a semnat în acordul de coaliție, că va susține inițiativa mea de indexare de două ori pe an a pensiilor, a blocat-o în septembrie anul trecut. Noi în acest an am reușit. Fără Harvard și fără populism. Mai mult, Dodon a declarat că odată instaurată în funcția de șef al statului, Maia Sandu va continua să închidă școlile și grădinițele din satele mici. Cine a închis școlile în peste 180 de sate? Maia Sandu. Ce înseamnă acest lucru pentru aceste sate? Aceasta înseamnă lichidarea satelor din Republica Moldova. Astfel, la final, Igor Dodon a venit cu un mesaj ferm către toți cetățenii moldoveni. Analizați. Noi avem ce pierde toți. Statul are ce pierde. Fiecare cetățean are ce pierde de la votul acesta. Dacă e să parafrezez o vorbă din popor, nu schimbați porumbelul din mână pe coțofana de pe gard. Menționăm că celelalte aspecte negative ce vor lovi Moldova și la care a atras atenția Igor Dodon, dacă moldovenii nu-l vor vota în turul 2, vizează domeniul agriculturii, infrastructura drumurilor, piața de export a Moldovei, în special cea cu Rusia, lichidarea raioanelor, precum și statalitatea, valoarea și tradițiile țării. În replică, candidata Partidului Acțiune și Solidaritate pentru funcția de președinte, Maia Sandu, a declarat că Dodon a arătat în direct cine este principalul vinovat de instigare la ură în țara noastră.